Aleșii poporului, teoretic, sunt plătiți din bani publici să muncească în Parlament pentru binele electoratului. Practic, lucrurile stau altfel. În fiecare zi, noi vă prezentăm dovezi în acest sens. În 3 minute, analizăm activitatea deputaților și senatorilor, iar dumneavoastră decideți dacă își merită sau nu fotoliul pe care stau comod la fiecare ședință. Astăzi îl avem în vizor pe Nicolae Bacalbașa, ales în circumscripția electorală numărul 18 Galați pe listele PSD. Se află la primul mandat de deputat. Socialdemocratul face parte din Comisia Permanentă pentru Cultură, Arte și Mijloace de Informare în Masă. Înainte să ajungă în Parlament, a fost președinte de Consiliu Județean. Activitatea sa de la depunerea jurământului până în prezent este minimă. 66 de luări de cuvânt, 35 de propuneri legislative, din care 5 promulgate legi și o moțiune. Totalul luărilor de cuvânt ale deputatului din Galați însumează o oră, 47 de minute și 37 de secunde. Nicolae Bacalbașa este unul dintre cei mai cunoscuți politicieni, dar nu datorită activității, ci ca urmare a declarațiilor de presă incendiare într-un limbaj colorat în calitate de medic. Ultima sa ispravă a fost acum câteva zile, când a apărut în fața presei cu nasul rupt. Am căzut, după părerea mea, am avut șansa cam 50% să o mierlesc. Deci azi e teoretic ziua mea de înmormântare, că am picat vineri. La Sulina, la afară, în timp ce fotografiam, cu mâinile blocate, capul întins, nu mi-a plăcut poza, am vrut să fac una mai de aproape și tot așa, mergând în orb, am agățat o bordură și am izbit în viteză asfaltul cu capul. Una dintre sarcinile obligatorii ale parlamentarilor este participarea la vot. Nicolae Bacalbașa a avut până în prezent 2854 de voturi. Aceasta înseamnă că prezența sa la votul electronic este de 82%. Bacalbașa este atât de popular pe net încât au apărut compilații cu cele mai amuzante declarații ale sale. De altfel, din cauza ieșirilor sale prea colorate de limbaj, deputatul din Galați a fost suspendat 6 luni din partid anul trecut. Niște impotenți care nu respectă o cărticică numită Constituția. Vai de capul lor! Să vedem la ce mai dau foc! Nu! Pe dumneavoastră, dacă n-ați prins, este deficiența dumneavoastră intelectuală sau acustică. Cu toate că activitatea sa este minimă, indemnizația merge lună de lună. Deputatul PSD Galați este remunerat lunar cu 10.003 lei. Să vedem acum care sunt punctele tare ale deputatului din Galați. Fidelitate față de partid, prezență mare la votul electronic. Punctele sale slabe sunt următoarele: luări de cuvânt în număr mic, propuneri legislative foarte puține, dezinteres pentru județul din care face parte, limbaj controversat și ieșiri necontrolate. Pentru activitatea din primul său mandat, din decembrie 2016 și până în prezent, îi acordăm nota 6 deputatului PSD Galați, Nicolae Bacalbașa.